Cei doi răniți au fost aduși în capitală seara trecută. Inițial au fost internați la spitalul din Lupeni, dar starea lor s-a agravat, iar medicii de acolo au decis că trebuie să-i transfere la spitalul de Arj din București pentru îngrijiri de specialitate. Unul dintre pacienți și-a dus cu elicopterul 334 aproximativ 70% din suprafața corporală, gradul 2 A și B, arsuri de căi aeriene, intubat, ventilat mecanic, stabil pe durata transportului. Celălalt, în vârstă de 28 de ani, aproximativ 35% gradul 1 și 2, la fel cu arsuri de față, arsuri de căi aeriene, la fel stabil. Deflagrația în care au fost răniți cei doi s-a produs ieri după amiază într-un apartament dintr-un bloc din Lupeni, unde se făceau lucrări la instalația de gaz. Explozia a fost urmată de un incendiu care a fost stins ulterior de pompieri. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii deflagrației.